doar CFR se poate lăuda cu locomotive vechi, cu trenuri din veacul trecut. Iată și Transferoviar are un aparat și că revizuit în 22, dar pe care scrie că e făcut la Nürnberg în anii 70. Și acum și-au luat jucărie nouă, Buzău Nehoiașul, vopsită frumos, la Cluj, anul ăsta, acum câteva săptămâni, dar care tot are aproape 50 de ani. Au investit și ei ca armata în vechituri de afară. Man 74. Competiție mare. Cine aduce mai multe vechituri în țară? Dar la ce drumuri avem? Nici nu merită probabil să iei trenuri noi, că rămâi fără ele. Aici nici nu scrie numărul pe cealalt anul. Pe cealaltă scrie anul. Nu, nu, abia venit de la Galați. De la, da, Buzău, Galați.